Maria, ce vorbă sfântă, îți simți de lacrimi calde ochii uzi și în suflet parcă serafim îți cântă de câte ori creștine o auzi. Hristos a înviat în firul ierbii, a înviat Hristos în adevăr, în poienița în care zburdă cervii, în florile de piersic și de măr, în stupii de albine fără greș, în ramura înflorită de cireș, dar vai, în suflet ți-a înviat Hristos? Ai cântărit cu mintea ta creștine, cât bine ai făcut sub cer umblând, te simți măcar acum pornit spre bine, măcar acum te simți mai bun, mai blând? Simți tu topită în suflet vechea ură, mai vrei pieirea celui plin de har? Ți-ai pus de vorbe bârfitoarea gură, iubirea pentru semenul simți rea? O, dacă aceste legi de-a purul sfinte, în aur măcar astea au îmbrăcat, cu serafin în suflet, nim fierbinte, ai drept să cânti Hristos a înviat. Hristos din morți a înviat. Părinte, în iată această perioadă a săptămânii Sfintelor Patima Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eu mărturisesc sincer că am o emoție, eu mă știu cât de nevrednic și nici nu știu eu să mai, cum să mai spun, dar nu glumesc, să știți, am un sentiment așa de... Așa. Iată, îl avem pe Iuda. Și eu aș mai spune, în economia asta, apropo de gestul lui Iuda, care l-a vândut pe Mântuitorul, îl mai avem pe Pilat din Pont, care s-a spălat pe mâini. Și apropo de asta, de câte ori trădăm și de câte ori, după modelul lui Pilat din Pont, ne spălăm cu mare ușurință pe mâini de cele trebuincioase în duhovnicirii noastre, eu știu, înfățișerii noastre înaintea lui Dumnezeu cu fapte ziditoare și bineplăcute lui. Aici aș vrea un piculeț să discutăm asta în ajunul Marii Sărbători a Învierii, care este învierea noastră a tuturor, după faptele noastre, aș îndrăzni eu să mărturisesc. Aveți o perfectă dreptate gândindu-vă la personaje care, alături de Mântuitorul Iisus Hristos, fac parte din acest scenariu tragic al patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Exemplul lui Iuda este Iuda Trădătorul, este un exemplu grăitor pentru lumea noastră de astăzi, dar nu numai pentru noi, pentru toate timpurile. Pentru că orice suflet omenesc poate fi orbit la un moment dat, nu neapărat ca Iuda de orbit de iubirea de arginți sau iubirea de bani, fapt pentru care el a vândut pe cel care nu poate fi prețuit. Adică cel fără de preț, care este însuși Dumnezeu. De aceea, noi considerăm că în momentul în care Iuda dă acest exemplu, această realitate cumplită, trebuie să ne gândim că Iuda a fost unul din ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, a fost martor la toate faptele minunate, la cuvintele ziditoare pe care Domnul le-a grăit, și cu toate că această experiență a lui ar fi avut darul să-l propulseze, să-l înalțe atât de mult, iată, într-un moment de rătăcire, într-un moment de întunecare a conștiinței sale și de iubire de arginți, el a vândut pe Mântuitorul și l-a trădat. Asta poate fi asemănată cu acea scară a virtuților pe care, sau scara înălțării duhovnicești pe care o întâlnim pe mănăstirile noastre din nordul Moldovei, în care vedem că uneori călugări, luptători și care ajung aproape în cel mai înalt loc al scării, aproape de cer,
sunt în momentul acela al înălțării lor ispitiți și că și cad. Și cad efectiv fiind manipulați și vicleniți de cel rău. De aceea socotesc că niciodată noi nu trebuie să ne bizuim pe un anumit nivel spiritual la care am ajuns. Și niciodată să nu ne punem nădejdea doar până la un anumit moment dat pe străduințele pe care le-am făcut până atunci. Trebuie să socotim că problema mântuirii noastre este o problemă de o viață întreagă și că niciodată nu suntem mântuiți pe deplin și nici pierduți pe deplin. De aceea este o luptă continuă, este o luptă duhovnicească continuă prin care putem să, într-adevăr, să ne găsim salvarea noastră sufletească. Mai este un aspect care de la Iuda ar trebui să-l reținem, este aceea că întotdeauna cel viclean lucrează și prin prietenii noștri sau prin anturajul nostru cu care suntem în contact totdeauna. Să zicem noi, Iuda a căzut fiind îndemnat de cei care de fapt au pregătit scenariul acesta josnic și incorrect al judecării Mântuitorului Iisus Hristos. Iertați-mă, împreună cu poporul întreg acolo. Poporul. Dar și cel viclean este acolo prezent, manipulând, schimbând atitudini, chiar pozitive în lucruri foarte negative, pentru că cei care au strigat Osana, acum vor striga răstignește-l. Dar e un moment în care Iuda, după ce își dă seama că de fapta lui cumplită, și își dă seama că Iisus va fi condamnat pe nedrept, se căiește și căința lui este o întoarcere, e o căință cumva care este îndreptată în sens negativ, pentru că el ajunge până cele din urmă să cadă în deznădejde. Iertați-mă, n-a terminat pentru că n-a cerut iertare. Să nu uităm că nu e singurul apostol care a greșit, aș spune, flagrant, dar unul a cerut iertare și celălalt a plâns cu amar Petru, pe când el a căzut în deznădejde și s-a dus la cei cu care împreună s-a făcut părtaș la răstignirea Mântuitorului și le-a zis disperat, aruncându-le banii și zicându-le că am greșit, că am vândut sânge nevinovat. Și atunci aceștia i-au zis: ce ne privește pe noi? Tu vei da seama. De aici învățăm că pocăința trebuie să fie o pocăință autentică, iar mărturisirea la fel. De exemplu, s-ar putea că într-un anturaj oarecare să te simți încurajat să faci lucruri rele pe care le fac toți. Dar niciodată când te mustră conștiința, nu trebuie să te mărturisești sau să spui părerile tale de rău, regretul tău pentru faptele rele pe care le faci tovarășilor tăi de păcate, tovarășilor tăi de rele, de pahar, de destrăbălări. Pentru că aceștia nu-ți vor înțelege niciodată zbuciumul conștiinței tale, ci dimpotrivă vor spune: treaba ta, chiar nu înțelegem ce-i cu tine, dar noi ce tâmbălău și ce destrăbălări ne-am făcut noi acum împreună și te-a apucat acum cu conștiința aceasta. Da, 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 așa este și am spus, sigur că să îi molde așa modelul, iată, vânzătorului de sânge nevinovat, pentru că cităm, am mai spus Pilat din Pont, care cu spălatul pe mâini are o modă și care, nu știu, ne parcă prea ispitește. Haideți să vedem totuși modelul tâlharului, căruia Mântuitorul îi spune: adevărat, mâine vei fi cu mine în rai. Da. Să vedem, deci, și partea cealaltă mai avem. Cel mai frumos spun părinții care tâlcuiesc că tâlharul a fost așa de mare hoț că a fost capabil până la urmă să fure și raiul. Dar în sensul duhovnicesc al cuvântului, pentru că el în ultima clipă a realizat tot ceea ce trebuia să realizeze un om făcător de rele, anume în fața crucii nevinovate pe care au purtat Iisus Hristos pe umeri pentru păcatul întregii omeniri, el a realizat că
primea pedeapsa bine meritată pentru faptele sale făcute în viață, dar această pedeapsă seculară sau, dacă vreți, laică a unui tribunal civil nu ajută cu nimic la mântuirea sufletului. Societatea izolează anumiți indivizi și încearcă poate să reeduce sau să izoleze de ceilalți. De multe ori nici nu-i ajută. Nu știu dacă îi poate recupera ca oameni și de aceea, de exemplu, biserica se și implică având în penitenciare preoți care încearcă să-i recupereze duhovnicește și religios pe acești oameni, frați de-ai noștri. Să-i recupereze pentru împărăția lui Dumnezeu, Părinte, mântuit, că despre asta vorbim. Da, Mântuitorul Iisus Hristos acum în tot felul cum s-a comportat în crucea sa, el a fost atât de categoric și atât de clar încât numai un om total degradat și un om total pierdut și chiar mulțumit de relele care le-a făcut în viață și în care nu mai exista niciun, el însuși nu mai avea niciun fel de scrupul în memoria și în viața lui, bineînțeles că crucea Mântuitorului Iisus Hristos pentru cel care mai avea o fărâmă de omenie și nu era cu totul degradat, a putut să fie pentru tâlharul cel pocăit, să fie un exemplu, când a văzut și a auzit cu urechile sale cum se ruga pentru cei ce îl răstignesc, iartă-i Doamne că nu știu ce fac, cum a primit cu atâta demnitate, răbdare, fără să spună nimic, sudalmele, scuipările, lovirile, zdrobirea lui și toată răutatea din jurul lui și cum s-a încredințat Tatălui Ceresc zicând că în mâinile tale îți încredințez Duhul meu și toate acestea au avut darul, mai ales în momentul când tovarășul său de hoții a spus, mântuiește-te pe tine și pe noi. Și am zis, noi primim cele meritate, dar acesta n-a făcut nimic. De aceea a zis către Mântuitorul Iisus Hristos, pomenește-mă, Doamne, că vei veni într-o împărăția ta. Tâlharul pocăit este, să spunem așa, exact ceea ce se spune, că niciodată un om câtă vreme trăiește în viață, chiar și până în ultima clipă a vieții sale, are șansa mântuirii. Și Dumnezeu nu își întoarce fața nici de la cel mai mare păcătos, nici de la cel mai mare rătăcit, ci dacă există pocăință sinceră și dacă există într-adevăr întoarcere în adâncul inimii, Dumnezeu este îndelung răbdător și a toate iertător. Cu o mențiune, iertați-l până vrednicu, să nu abuzăm de încrederea că și mâine vom avea timp pentru mântuire și să le facem astăzi ca și cum mâine ne-ar chema sus. Acesta este acel păcat împotriva Duhului Sfânt despre care spune Biserica că este păcat împotriva Duhului Sfânt când avem prea mare încredere în bunătatea și mila și îndurarea lui Dumnezeu și credem că putem să păcătuim într-o veselie, putem amâna momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este bun și ne iartă oricum. Și o să ne dea zile să avem, că aici e o problemă mare. Asta este un gând prin care, de exemplu, însuși vrăjmașul ne îndeamnă spre această concepție falsă. Da. Părinte, în două vorbe, iată, fiecare în dreptul lui este stăpân pe învierea lui. Eu așa am tras concluzia din tot ce trebuie să facem în numele Domnului. Absolut. Nu suntem înviați, restaurați, îndumnezeiți împotriva voinței noastre. Cuvântul acela că se zice că nimic nu se face cu deasila și nimic nu se poate face împotriva voinței omului, este valabil întru totul și în cele ale credinței. Omul, dacă își mișcă și își folosește libertatea sa personală și căutând el însuși îndreptarea, el făcând un pas, Dumnezeu face 10 pași sau mai mulți cât sunt necesari, așa cum a făcut pentru fiul risipitor când a alergat văzându-l că vine și a ieșit în întâmpinare, l-a luat în brațe, l-a îmbrățișat și și-a plâns pe grumazul fiului rătăcit, fiului risipitor întors acasă. Doamne ajută, sărbătoare cu pace și cu bucurii, să rămână, Părinte, și binecuvântat. Eu vă mulțumesc frumos pentru posibilitatea aceasta de a adresa ascultătorilor dumneavoastră. Osteneala asta să o vadă bunul Dumnezeu și pentru dumneavoastră și dă, Doamne, ca
credincioșii noștri să, prin participare efectivă la această propunere de venire la biserică, la taina bisericii, să se simt într-adevăr întorși, îndreptați și plini de lumina și bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Fac pe această cale invitația ca la înviere să știe toți credincioșii că vom primi lumină din lumina pe care Domnul Iisus Hristos o trimite întotdeauna la Sfântul Său mormânt la Ierusalim, și lumina aceea va veni și la toți credincioșii, la toate bisericile și parohiile din eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române. De asemenea, invit în numele Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim Băcăonu pe toți credincioșii, căci după obiceiul statornicit, în Duminica Învierii, la amiază, la ora 1 după amiaza, vom face toate parohiile din oraș, împreună cu preoții, cu Preasfințitul, vom face învierea numită Învierea a doua, vecernia, când se va citi mesajul Sfintei Evanghelie în toate limbile popoarelor, arătând că învierea este pentru tot omul, indiferent de rasă, indiferent de limbă, indiferent de orice deosebire care există între oameni. Învierea este pentru tot omul, pentru că Hristos a înviat, a murit, a înviat pentru noi și pentru a noastră mântuire. Curați-vă de sărbătoare, în această zi cu soare, Domnul Sfânt să vă însoțească, împărțiți ouă și pască, din inimă în cor cântați și lui Hristos vă închinați. El va închese din mormânt, iar noi îl așteptăm cântând, Hristos a înviat. Cu Iisus de-a purul, lângă crucea sa, viața mea dragă să rămână aș vrea, El făcut din mine un copil iubit. Oh, ce bine pare că cel mai zic. Știu că mă iubește, fierbinte zel. O, cât cred aceasta când mă spune el. Sunt un om nevrednic, dar el m-a primit. S-a plecat spre mine și m-a mântuit. Pot să spun, părinte, azi lui Dumnezeu, știu că ești cu mine și că ești al meu. O, desăvârșită e lucrarea ta. Eu pe veci, Iisuse, ție-ți voi cânta. Să faci, o Iisuse, din inima mea, o harpă divină să cânti tu în ea. În cor zile sfinte să sune din plin, acordul iubirii măresc și sublin. Să faci, o Iisuse, din inima mea, cădelniță sfântă să ardă în ea. Tămâia iubirii cu focul ceresc, ca purul în lume iubind să trăiesc. Să faci, o Iisuse, din inima mea, epistolă vie să scrii tu în ea, cuvântul iubirii plăcut și frumos, să îndemne pe oricine spre cerul frumos. De fiecare dintre noi depinde ca învierea lui să reverse neîncetat lucrarea ei de viață dătătoare în sufletele noastre ale tuturor. Fiecare dintre noi, prin ceea ce face, prin ceea ce rostește și prin ceea ce promovează, poate deveni fie salvatorul sufletesc sau fizic al semenului său, fie unealta de nimicirea aproapelui. Din iubire nemărginită, Iisus ne-a salvat pe toți din moarte la viață. Mesajul acestei sărbători este acela de a avea mai multă iubire, mai multă milă și răbdare față de orice semen al nostru. Mesajul e acela de a fi mai buni, mai iertători, mai darnici. Diaconul Dumnezeu, ca la slăvitul praznic al învierii Domnului, să putem zice fraților și celor ce ne urăsc pe noi: lumina lui Dumnezeu să vă lumineze viața!